În cursul zilei de 31 mai, polițiștii rutieri din municipiul Râmnicu Vâlcea au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în municipiul Râmnicu Vâlcea, în cartierul Ostroveni, pe strada Nicolae Iorga. Un bărbat de 37 de ani din Râmnicu Vâlcea, care în timp ce se deplasa cu un autoturism în municipiu, a avariat 5 autoturisme parcate. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,90 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Totodată polițiștii l-au condus pe bărbat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii concentrației alcoolice, însă acesta a refuzat. În continuare, autoritățile efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.